Distribuție Banat a anunțat o serie de întreruperi programate pentru a asigura în bune condiții capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții din județul Hunedoara. Vineri 18 februarie vor fi afectați parțial locuitorii din localitățile Deva, de pe străzile Hărăului, Nicolae Grigorescu, Constantin Brâncuș, Griviței, parțial, Alea Cinciș, Traian Vuia, Ardealului, Alea Digului, Banatului, Munteniei și Bucovinei între orele 9 și 17. Tot între orele 9 și 17 nu va fi curent pe străzile Aurel Vlaicu, Mioriței și Circa de Pompieri din Petroșani. Va fi întreruptă furnizarea energiei electrice și în Hunedoara pe strada George Enescu, bloc 3 bis, scara A, între orele 9 și 17 și în ZAM, în satele Cerbia, Pogănești, Micănești, Almășel, Almașsăliște, Valea, Deleni și parțial cariera de bazalt. Între orele 9 și 17, parțial va fi întreruptă furnizarea energiei electrice și în Crăciunești.